Bun găsit, prieteni! Dacă sunt printre voi fani ai formației Take That sau ai lui Robbie Williams, asta e o știre importantă. Robbie Williams a spus că va pune un detectiv, va plăti un detectiv care să-l caute pe fostul membru al formației Take That. Este vorba despre Jason Orange, care de vreun an nu mai dă niciun fel de semne. Au încercat să-i găsească pe cei apropiați. E cumva, nu știu dacă neapărat pierdut, Doamne ferește, nu a declarat nimeni la poliție, nu s-a plâns nimeni de asta, dar ei vor să ia legătura, să-și păstreze prietenia toți membrii formației Take That, cu care Robbie Williams, care a decis să plece de acolo, se înțelege foarte bine și s-au mai întâlnit, au mai avut un concert și fiecare dintre ei își are cariera proprie. Unii dintre ei au continuat să cânte pe cont propriu. Da, o formație a copilăriei mele pe care o ascultam și o cântam, eram mare fan Take That pe vremea aceea și ulterior și întâmplător, cel mai mult îmi plăcea chiar de Robbie Williams. Da, Robbie Williams, care acum este căsătorit cu Aida Field și au 3 copii, 2 copii ai lor și cel de-a treilea tot al lor, dar născut de o mamă purtătoră, au făcut apel pe Facebook și pe Instagram cu privire la găsirea acestui prieten drag, Jason Orange, fostul membru al formației Take That. Dacă îl găsiți, dacă știți ceva despre el, dați un semn. Vă pup, dragii mei! Ne revedem mâine dimineață! Zi minunată să aveți!